Bărbatul mergea spre municipiul la volanul unei Dacia Logan, iar în localitatea Cucuteni a pierdut controlul volanului. Mașina s-a rostogolit pe șosea după care s-a izbit într-un copac, ajungând într-un final pe mijlocul drumului și luând foc, scrie monitorul bt.ro. Un bărbat aflat pe unde a văzut cum autoturismul a sărit în aer și a sunat la 112. La fața locului au ajuns pompierii, polițiștii și medicii, însă aceștia nu au putut face nimic pentru conducătorul auto care a murit carbonizat. Când am ajuns la fața locului, autoturismul Turismul ardea în totalitate, iar persoana era carbonizată. Am acționat pentru stingerea autoturismului, a declarat plutonierul major Marian Rumelea, de la Garda de Intervenție 2 Ștefănești din cadrul ISU. Sătenii martori la accident au precizat că singura șansă a bărbatului ar fi fost ca pompierii să fi fost chiar la fața locului, la cât de repede s-a propagat focul și a cuprins mașina cu totul. Am alergat la mașină și am încercat să-l scoatem. Am tras de portere, dar erau blocate. El era în viață, mișca, agoniza. Apoi apoi deodată a izbucnit incendiul care s-a extins foarte rapid și nu a mai putut să ne apropiem. ars practic de viu, a povestit șocat unul dintre martorii accidentului. Din cauza gradului de distrugere a mașinii și a faptului că victima era carbonizată, polițiștii au reușit cu greu să stabilească cine se afla la volan. Mai întâi aceștia au identificat proprietarul, un bărbat de 56 de ani din Iași, după seria de șasiu a autoturismului. Acesta indicându-le că la volan era ginerele sau în vârstă de 29 de ani tot din Iași.